Stimați reprezentanți mass media, mulțumim pentru prezența la conferința de presă susținută de doi omologi, doi miniștri responsabili de digitalizare în Republica Moldova și România. Îi ofer cuvântul domnului viceprim-ministru pentru digitalizare al Republicii Moldova, domnul Iurie Țurcanu. După care o să ofer cuvântul domnului Sebastian Ioan Burtuja, ministru al cercetării, inovării și digitalizării al României. Domnul Țurcanu, aveți cuvânt. Stimați jurnaliști și reprezentanți ai mass media, stimați colegi din România, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența la acest eveniment și pentru interesul față de agenda de digitalizare a acestor două țări, care astăzi au format Comisia Mixtă Interguvernamentală pentru Cooperare în domeniul transformării digitale. Salut prezența omologului meu, colegului meu, prietenului meu, domnului ministru Sebastian Burtuja, ministrul cercetării, inovării și digitalizării din România, alături de care am reușit să înființăm astăzi o structură guvernamentală nouă. În acest sens am realizat un pas foarte important în relațiile noastre de colaborare și sprijin reciproc între țările noastre în domeniul transformării digitale. Începând de astăzi, în cadrul Guvernului Republicii Moldova și a Guvernului României, va funcționa o comisie specializată, o comisie mixtă în domeniul transformării digitale, care va implementa prevederile memorandumului de înțelegere pe care l-am semnat împreună cu Guvernul României pe data de 11 februarie acestui an, care prevede o serie de domenii importante, prioritare pentru țara noastră și pentru România, evident. Conștientizând interesul comun și potențialul de care dispune fiecare dintre părți, Comisia Mixtă, formată din reprezentanți ai Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din România și al Autorității pentru Digitalizarea României, precum și Directoratul Național de Securitate Cibernetică din România, pe de o parte, precum și reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale de profil din Republica Moldova, Agenția de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, Agenția Servicii Publice, pe de altă parte, vom avea misiunea să implementăm memorandumul de înțelegere așa cum a fost semnat, cu aceste domenii prioritare care sunt crearea unui spațiu digital comun în ceea ce privește crearea unor servicii digitale consumate de consumatori de pe ambele maluri ale prutului, schimbul de informații pentru serviciile publice și pentru procesele administrative, fortificarea capacităților de defensivă cibernetică, fortificarea capacităților de consum a tehnologiilor și alte lucruri importante pe care la fel de important și pentru societatea noastră și pentru societatea din țara vecină. Memorandumul prevede impulsionarea cooperării bilaterale, efectuarea schimbului de experiență și mobilizarea resurselor, atât tehnice, cât și financiare și de capital uman, pentru ca să dezvoltăm acest spațiu digital comun. O premieră pentru regiune, dar cred că este un caz absolut impus de timp și de context ca să ne putem dezvolta împreună și să mergem umăr la umăr pe parcursul transformării digitale ale țărilor. Comisia pe care am instituit-o se va axa pe implementarea proiectelor și inițiativelor comune, dezvoltarea investițiilor în sectorul tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor, în elaborarea soluțiilor digitale inovative în interesul cetățenilor de pe ambele maluri ale prutului și printre domeniile principale am menționat servicii publice electronice calitative, interoperabilitatea sistemelor informatice, automatizarea proceselor administrative, recunoașterea reciprocă a semnăturilor electronice, securitatea cibernetică, facilitarea investițiilor și antreprenoriatului și dezvoltarea afacerilor. La fel, participarea în comun la programe și inițiative desfășurate la nivelul Uniunii Europene,
și transfer de experiență și bune practici, instruirea specialiștilor și dezvoltarea de politici sectoriale. Aceste domenii de cooperare transpuse în obiective și acțiuni concrete realizate împreună cu Guvernul României ne vor ajuta să accelerăm implementarea agendei comune de transformare digitală. Este absolut evident că ceea ce putem realiza împreună este mult mai mult și mai valoros decât ceea ce am putea să realizăm fiecare în parte. Cu atât mai mult cât tehnologia nu ține cont de hotare, nu are granițe și nu poate elimina de fapt, orice fel de bariere și impedimente. Este important că atât Republica Moldova, cât și România au nevoie de un alt suflu în ceea ce înseamnă transformarea digitală și de un salt calitativ nou în implementarea tehnologiilor de ultimă generație, în conformitate cu standardele UE, la care Republica Moldova va avea mai mult acces dacă merge în parteneriat cu România. Împreună vom putea să ne aliniem politicii UE pentru un viitor digital. Prin crearea acestei comisii mixte interguvernamentale în domeniul transformării digitale, noi transmitem un mesaj clar cetățenilor, autorităților de nivel național, regional, dar și internațional, precum și comunității de afaceri TIC din stânga și din dreapta pruntului, că acest spațiu digital comun între Chișinău și București, această uniune digitală ne va propulsa către un nou nivel administrativ și economic. Țin să mulțumesc Guvernului României, în special domnului ministru Vurduja și colegilor dânsului din cadrul autorităților menționate pentru această deschidere și îmi exprim totodată recunoștința și aprecierea pentru tot suportul acordat de România cetățenilor Republicii Moldova în diferite perioade de timp, în diferite situații și diferite circunstanțe, fără condiționări, ceea ce constituie o confirmare a relației speciale dintre țările noastre. România este un prieten sincer și un partener de nădejde, alături de care suntem mai încrezători, mai rezilienți și mai inovativi pentru a face față provocărilor regionale și globale, pentru a crește competitivitatea și pentru a ne asigura bunăstarea în viitor. Am convingerea că alături de domnul ministru Vurduja vom reuși în acest mandat să creăm spațiu digital comun pentru Republica Moldova și România, eliminând toate barierele de natură democratică, politică, administrativă, ideologică și vom face aceasta cu ajutorul tehnologiei, care în era informațională reprezintă calea spre succes. Vă mulțumesc mult pentru interesul față de această colaborare și pentru interesul față de agenda de transformare digitală a Guvernului Republicii Moldova. Vreau cu deosebit respect să-i ofer cuvântul domnului ministru Vurduja pentru a vă saluta și a vă comunica despre cei ce noi am convenit împreună. Domnule ministru, vă rog. Domnule viceprim-ministru Iurie Țurcanu, stimați colegi, reprezentanți ai instituțiilor de profil din Republica Moldova, din România, distinși reprezentanți ai mass media și dragi cetățeni, trăim astăzi din perspectiva noastră o zi cu adevărat istorică. Așa cum spunea și prietenul, colegul și distinsul domn vicepremier Iurie Țurcanu, acest spațiu digital comun înseamnă șansa țărilor noastre să avanseze, să se dezvolte într-un mod integrat, armonios și în pas cu timpurile pe care le trăim. De altfel, unirea digitală înseamnă șansa dezvoltării. Digitalizarea, transformarea digitală înseamnă conectarea oamenilor la oportunități, conectarea cetățenilor între ei, conectarea cetățenilor la serviciile pe care statul le oferă, la oportunitățile pe care mediul privat le oferă. Din această perspectivă, și nu numai în această perspectivă, Republica Moldova, prin eforturile pe care Guvernul Republicii Moldova le-a făcut, doamna președinte Maia Sandu, domnul vicepremier Iurie Țurcanu, este cu pași mulți înaintea multor state din Uniunea Europeană
inclusiv înaintea României. Asta derivă dintr-o prioritizare a efortului de transformare digitală, ceea ce înseamnă că acest guvern al Republicii Moldova a înțeles faptul că modernizarea, dezvoltarea se fac prin adoptarea noilor tehnologii și prin orientarea către cetățeni și acest lucru vrem să-l facem și noi. Vedeți, punțile, podurile peste Prut, autostrăzile nu trebuie să fie doar din betoane, din ciment sau din fiare. Ele se pot face mai ușor și mai repede și mai eficient la nivel digital, prin noile tehnologii. Acestea permit cetățenilor să se apropie de stat. Și ceea ce dumneavoastră ați făcut și faceți, domnule viceprim-ministru Țurcanu, în Republica Moldova, permițând, de fapt, oamenilor, cetățenilor Republicii Moldova să se apropie de serviciile publice, să le considere eficiente, să le considere performante, să le considere, de fapt, la nivelul a ceea ce mediul privat de multe ori reușește să ofere mult mai bine decât, cel puțin noi în România, o facem la nivelul sectorului public, înseamnă șansa dezvoltării Republicii Moldova. Și noi vă mulțumim că ne dați această oportunitate de a vă urma exemplu, de a adopta bune practici, de a ne lăsa inspirați de ceea ce dumneavoastră ați făcut și faceți în tot acest timp. Așadar, în această zi istorică, noi nu uităm trecutul, dar privim spre viitor. Asta înseamnă că prin această comisie avem așteptări foarte înalte de la ceea ce urmează să se întâmple. În general, comisiile sunt un instrument oarecum birocratic, dar când vorbim de transformare digitală, de noile tehnologii și având în vedere componența acestei comisii, atât din partea Republicii Moldova, cât și din partea României, avem toate șansele să livrăm, într-un termen foarte scurt, rezultate pentru cetățeni. Pentru că aceasta este așteptarea cetățenilor Republicii Moldova și cetățenilor României de la noi. Nu doar să vorbim despre aceste lucruri, nu doar să ne întâlnim, oricâtă plăcere ne face și vă asigur că ne face o imensă plăcere, ci să și facem. Așa cum, repet, dumneavoastră deja faceți aici în Republica Moldova. Mai mult decât atât, consider că prin efortul nostru comun, țările noastre pot să aibă un brand comun în fața Europei și a lumii întregi. Un brand al transformării digitale care se bazează pe resursa umană de excepție pe care țările noastre o au. Transformarea digitală nu se poate face fără oameni și, într-adevăr, cea mai importantă resursă pe care și noi și dumneavoastră o avem împreună sunt oamenii, specialiștii, mințile strălucite pe care ne străduim să le păstrăm în țările noastre, să le punem la treabă în folosul cetățenilor noștri. De asemenea, zona de securitate cibernetică este una extrem de importantă. Mă bucur că au venit alături de mine în delegația României colegii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Este una dintre instituțiile performante ale statului român, o instituție care a avut mult de lucru în ultima perioadă și înțelegem cu toții de ce, și s-a descurcat foarte bine în combaterea atacurilor, amenințărilor, a vulnerabilităților din zona securității cibernetice și aici o apărare comună este una mult mai eficientă. Totodată avem în vedere proiecte comune de transformare digitală și prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin domnul vicepreședinte Octavian Oprea, ne bazăm că vom implementa ceea ce am gândit, vom aduce soluții pe care dumneavoastră deja le-ați testat, le-ați implementat cu succes în Republica Moldova și noi avem nevoie de ele. De asemenea, ne angajăm ca acele proiecte, inclusiv cu finanțare europeană sau cu finanțare de la bugetul de stat, prin care transformăm digital România, să le punem la dispoziția Republicii Moldova. Ne permite cadrul memorandumului semnat în februarie, ne permite cadrul Comisiei constituite astăzi. De asemenea, am spus și mai devreme în cadrul reuniunii noastre, vrem să conlucrăm și în zona de cercetări avansate pentru tehnologie. Avem planuri mari în acest sens, avem o anvelopă financiară substanțială de la Uniunea Europeană,
De exemplu, în privința tehnologiei inteligenței artificiale, unde vizăm construirea unui mare centru la București și unde vă vom invita, domnule viceprim-ministru, împreună cu specialiștii dumneavoastră și cu toți cei care pot să contribuie la acest demers comun. Închei reafirmând sprijinul pe care Guvernul României, pe care președintele României Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă l-au manifestat constant în ultima perioadă și au dat mesaje de susținere și nu au fost doar mesaje, au fost și instrumente și sunt instrumente de sprijin concret a eforturilor Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană, de stabilitate, de prosperitate, de democrație, de fapt calea extraordinară pe care dumneavoastră o urmați și încă o dată vă felicit și în multe puncte de vedere, mai ales în acest demers de transformare digitală, sunteți exemplu pentru noi și vă mulțumim pentru această mare oportunitate. Vă mulțumim, domnule ministru Burdușa, domnul viceprim-ministru Țurcanu. Trecem la partea a doua a conferinței noastre. Stimați reprezentanți mass media, dacă aveți întrebări, vă rog să vă prezentați, să precizați cui adresați întrebarea dumneavoastră. Bună ziua, Maria Timofti, TVR Moldova. Domnule Țurcanu, vreau să vă întreb dacă e să vorbim despre un termen, de când ar putea cetățenii ambelor state să beneficieze de aceste servicii și în special vorbesc de semnăturile electronice și celelalte. Mersi. Vă mulțumesc pentru această întrebare, una foarte importantă pentru noi. Vom începe cu o agendă, consolidarea unei agende în care se vor regăsi prioritățile atât de la Guvernul României cât și prioritățile Republicii Moldova, în care semnătura digitală este, de fapt, o condiție cheie, un fel de declanșator la ceea ce urmează să se întâmple pe digitalizarea serviciilor. Ne propunem ca să avem în agenda noastră de lucru acțiuni de recunoaștere mutuală a semnăturii electronice, astfel încât cetățenii noștri care au obținut semnătura de la Autoritatea de Certificare din Republica Moldova să o poată utiliza în raport cu autoritățile de România și invers. Cetățenii care și-au obținut semnătura electronică de la autoritățile de certificare de România să poată să interacționeze cu fiscul, cu CNAS-ul, cu alte structuri de la noi de aici din țară. Lucrul ăsta este important atât pentru investiții, pentru a lăsa posibilități pentru antreprenori ca să-și poată să-și administreze afacerile eficient, fiind acționând de la distanță, dar este important și pentru cei aproape 1 milion de cetățeni care îi avem în comun cu statul român. De asta, cu certitudine, semnătura electronică va fi o dominantă în agenda noastră. În ceea ce privește termenii de implementare și atunci când noi ne-am propus ca să avem o etapă de aliniere, o etapă de câteva luni de aliniere, astfel încât soluțiile digitale aplicate și implementate și într-o țară și în alta să se așeze pe o bază foarte bine consolidată, deci o etapă de aliniere de câteva luni, după care vom implementa soluțiile digitale care au fost dezvoltate în România, aici, în Republica Moldova, și invers. Credem noi că către sfârșitul acestui an vom avea deja câteva soluții digitale importate din România și scalate la nivelul țării noastre, soluții sectoriale, am ochit deja câteva din ele care ne prezintă un real interes și ne-ar soluționa niște probleme sistemice din administrația publică de aici, de la noi, din Moldova, și știm, din dialogul care l-am avut anterior, știm că și partea română a identificat o serie de priorități pe care le vor transpune în practic și vor genera valori clare pentru cetățenii din dreapta Prutului. Și vreau să vă întreb dacă pentru cele propuse de către ambele țări, România și Republica Moldova, sunt prevăzute anumite finanțări și dacă vorbim despre cât? Conform acordului de înțelegere, finanțarea proiectelor de digitalizare este asigurată de fiecare parte în proporțiile corespunzătoare. Deci noi avem un parcurs în care, cum spunea și distinsul meu coleg, domnul ministru Burduja, deci avem un parcurs în care noi am consolidat și am creat mai multe valori digitale, în care am investit până acum și vom investi și în continuare.
aceste cheltuieli sau aceste investiții vor fi contabilizate atunci când vom vorbi despre dezvoltările ulterioare și scalarea acestor soluții la scara României, ca parte a acestei colaborări. Știu că România are niște fonduri alocate pentru digitalizare, dar au și ei deja niște investiții substanțiale făcute în acest domeniu și sperăm noi că consolidarea acestor investiții ne va aduce reale valori. Cu părere de rău, situația actuală este una nu prea favorabilă pentru investiții noi în acest domeniu în Republica Moldova. Contextul nu ne permite să generăm noi soluții digitale la dinamica pe care ne-am dorit-o, dar credem că în comun cu Guvernul României vom găsi acea soluție de finanțare durabilă pentru soluții digitale noi. Domnule Țurcanu, moldovenii care au pașaportul expirat de la începutul pandemiei nu și-l mai pot perfecta în Republica Moldova. Vă rog să ne spuneți din ce cauză se întâmplă asta și când s-ar putea relua procesul normal de perfectare a pașaportului biometric. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru a sensibiliza încă o dată această întrebare. Este o situație provocată de contextul regional. Cu mare părere de rău, situația în regiune nu este una simplă. Oamenii pe alocuri intră într-un ritm mai alert și sunt cumva îngrijorați de ceea ce se întâmplă în țara vecină și mulți din cei care au pașapoartele expirate sau în curs de expirare, chiar dacă nu au intenția de a pleca peste hotare, ei vin și fac rânduri relativ mari la ghișeele Agenției Servicii Publice, în centrele multifuncționale. Însă, pe de o parte, acest lucru este compensat prin mesajul pe care l-am transmis mai multor țări pe canale diplomatice, că pașapoartele expirate pot fi utilizate și în continuare, pentru ca să nu creăm acest disconfort pentru cetățeni ca să călătorească, iar pe de altă parte, intensificăm ritmul de producție acestor pașapoarte, astfel încât să putem să generăm un flux normal de eliberare de pașapoarte, așa cum îl dorim. Aici, alături, îl avem și pe domnul director Mircea Ieșanu, directorul Agenției Servicii Publice, instituție responsabilă de acest proces. Cu lux de amănunte vă poate descrie situația și calea de parcurs pentru a soluționa această problemă. Da, și domnule Burduja, a vorbit domnul Țurcanu despre faptul că autoritățile noastre au transmis solicitări către mai multe state de a recunoaște pașaportul nostru expirat. Doar 5 țări au transmis până acum acceptul, România nu este printre acele țări. Vreau să ne spuneți care este părerea dumneavoastră despre această solicitare. Mulțumesc pentru întrebare. Înainte să vă răspund doar câteva considerații legate de întrebările anterioare. Pentru recunoașterea mutuală a semnăturii electronice am stabilit deja că este o prioritate de rang 0 a Comisiei. De altfel, Comisia, dacă îmi permiteți, domnule viceprim-ministru, funcționează în baza acestui principiu de rotativă a președinției, iar pentru primele 6 luni, Comisia l-a ales în unanimitate pe domnul Oprea, Octavian Oprea, de la Autoritatea pentru Digitalizarea României și dânsul și-a asumat ca deja în aceste 6 luni să rezolvăm această problemă. Deci știm ce avem de făcut și ne vom preocupa de asta. Apropo de finanțare, cred că nu banii sunt problema. De cele mai multe ori, în ceea ce privește noile tehnologii, noi putem face mult cu puțin. De fapt, dumneavoastră chiar asta ați făcut. Ați făcut foarte mult cu puțin. România are foarte mulți bani pe transformare digitală. Doar pe PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, vorbim de o componentă cu un buget de 1,9 miliarde de euro. Și avizează cloud-ul guvernamental, dumneavoastră deja l-ați făcut, cu Banca Mondială, într-un parteneriat dat drept bună practică în toată lumea asta, să știți, nu doar în România și nu doar în Europa. De asemenea, digitalizarea sistemului de sănătate, digitalizarea sistemului de justiție. Deci avem foarte clar prioritățile definite, bugetele aferente și iată acest cadru de colaborare ne permite categoric să împărtășim aceste soluții pe care noi le vom dezvolta, să le adaptăm și să le adoptăm.
Revenind la chestiunea pașapoartelor expirate, ele țin de Ministerul de Interne și, în general, nu mă pronunț pe ceea ce nu știu sigur că pot eu să rezolv, dar vă pot asigura că, odată cu întoarcerea în țară, mă voi adresa colegului meu și distinsului meu prieten, domnul Lucian Bode, și voi vedea de ce nu suntem deja pe această listă a celor 5. Și sunt convins, cunoscându-l foarte bine pe domnul Bode, că este și foarte deschis la adresa Republicii Moldova și un om foarte operativ. Deci am convingerea că se va rezolva această chestiune într-un termen cât mai scurt. Ina Guțura, de România Chișinău, o întrebare pentru ministrul domnul Burduja. Din câte am înțeles, una dintre componente ale comisiei mixte specializate va fi cooperarea și colaborarea în domeniul securității cibernetice. Aș vrea să vă întreb să ne spuneți mai multe detalii cum la modul practic se va lucra în acest domeniu, ce va face efectiv această comisie. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, e o întrebare absolut vitală și vă mulțumesc că mi-ați ridicat această minge la fileu. În primul rând, vremurile pe care le trăim impun și ne pun de fapt în lumină cât de importantă este securitatea cibernetică. Am văzut cu toții ce se întâmplă în țara vecină, în Ucraina și, bineînțeles, și în Republica Moldova și în România. Vă spuneam că Directoratul Național de Securitate Cibernetică a avut o perioadă extrem de grea. Noi ne confruntăm cu un val de atacuri de securitate cibernetică, e adevărat, de o complexitate scăzută spre medie și dânșii au fost la datorie 24 de ore din 7 zile, în fiecare zi, practic. Acum, concret, sunt prevăzute în cadrul memorandumului mai multe direcții care țin exact de securitatea cibernetică și domnul viceprim-ministru le-a și prezentat mai devreme, încă o dată. Ele țin, pe de-o parte, de soluțiile tehnologice pe care noi le avem și pe care le putem pune la dispoziția dumneavoastră și, pe de altă parte, de formarea resursei umane pentru a avea sisteme cât mai sigure și aici vorbim nu doar de funcționari publici, cât și de programe care se adreseze întregii societăți. Pentru că securitatea cibernetică totuși depinde de cât de precauți suntem fiecare dintre noi ca cetățeni la sistemele noastre informatice, la e-mailul nostru personal, la lucrurile cu care noi interacționăm în spațiul acesta digital în fiecare zi. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru participarea la conferința de presă susținută de Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării al României, domnul Sebastian Burduja, și Viceprim-ministru al Digitalizării din Republica Moldova, domnul Iureț Urcanu. Vă dorim o zi bună în continuare. Mulțumim mult! Care vrei? Care are trebuie?